Bună, fetelor! Astăzi vreau să fac întreținere alături de voi și totodată vreau să fac extensie cu revogelul de la Cupio. Vreau să vă arăt cum să folosiți șabloanele și cum puteți să realizați extensie la voi acasă. O să folosesc capătul de freză de la Munli. Este un capăt extrem de durabil și potrivit pentru ambele sensuri de rotație ale frezei electrice. Este de o calitate superioară și este perfect pentru orice tip de unghie, deoarece evită încălzirea și sensibilitatea unghiilor. Astfel poți să-ți dai gelul jos, fără să se mai încălzească unghia, fără să mai ai senzația neplăcută de arsură și îndepărtează foarte, foarte repede gelul de pe unghie. O să vedeți că în 10 minute deja mi-am dat gelul jos de pe unghie. Ca și capăt de freză, este potrivit pentru toate tipurile de freză. Deci nu vă faceți griji că trebuie să aveți o freză anume pentru a se potrivi acest capăt. De ce vi-l recomand vouă începătoarelor? Pentru că eu îl consider foarte, foarte practic, adică mai bine aș fi renunțat la început la alte lucruri pe care mi le-am achiziționat, ca de exemplu nail art pe unghie sau, nu știu, geluri care nu mi-au folosit. Mai bine mi-a achiziționat un astfel de bit pentru că, în primul rând, rezistă foarte mult în timp, adică 2-3 ani, poate chiar 4, în funcție de cum îl întreții. Nu trebuie schimbat, deci 4 ani, deci este o investiție foarte bună. Nu încălzește și îndepărtează foarte repede gelul. Cred că aceste trei beneficii sunt destul de suficiente ca să iei în calcul să-ți achiziționezi un astfel de bit. De asemenea, la acest bit și la forfecuța pe care o să vă arăt atunci când voi tăia cuticula, și nu numai, orice produs de la Munli. Dacă achiziționați produse de la Munli, nu uitați să introduceți în secțiunea cupon codul Georgiana și veți avea o reducere de 20%, asta ca o paranteză. Legat de bit, de ce vi le recomand? Pentru că am avut experiența cu biturile pe care le dau cei de la freza electrică, adică de unde vă achiziționați voi freza electrică și aceste bituri nu sunt atât de practice, pe lângă faptul că încălzește unghia, îndepărtesc foarte, foarte greu gelul de pe unghie. Dacă o să urmăriți, eu mai am un tutorial sau chiar două de întreținere pe canalul meu, dacă o să urmăriți în acele două tutoriale pașii și cum anume îndepărtam eu gelul, o să vedeți cât de greu îndepărtam cu acele bituri gelul de pe unghie și cât de ușor am îndepărtat și rapid gelul de pe unghie cu acest bit. O să vedeți clar diferența și cred eu că pentru cât costă acest bit, 80-100 de lei, merită investiția, mai ales că rezistă în timp, vorbim de ani, deci nu de luni. Bun, după ce voi pili tot gelul, voi reveni cu un alt tip de bit și anume acela ascuțit la vârf, pentru că vreau să ridic cuticula și să curăț zona cuticulei, pentru că, după cum știți, este foarte important să curățăm cuticula și să pregătim unghia corespunzător pentru aplicarea gelului. Pentru că altfel riscăm să ne ia aer, riscăm să ne cadă gelul de pe unghie și nu dorim asta. O să vă arăt pas cu pas cum curățăm cuticula, cum vom folosi forfecuța și ce beneficii are această forfecuță profesională față de o forfecuță normală. Bun, după acest lucru vom aplica soluțiile pregătitoare. Vă voi arăta cum să folosiți șablonul, vom folosi șablonul, cum îl vom atașa unghiei. Vă voi vorbi pe îndelete avantajele și dezavantajele șablonului, în funcție de cum îl poziționăm, și vă voi arăta cum se aplică Revogelul și care este diferența dintre Revogel și Poligel, pentru că poate multe dintre voi nu știți aceste diferențe și vreau să lămuresc acest aspect ca să fim clare de la început despre ce produse folosim, despre ce produse vorbim și ce produse folosesc eu astăzi. Și spre final voi realiza o manicură cu o ojă semi-permanentă de la Diamond Nails, care mie mi-a plăcut foarte, foarte tare și pe care am vrut să o încerc neapărat. Și voi realiza și un model, dar nu o să vi-l arăt vouă în tutorial, pentru că eu am mai făcut tutoriale cu astfel de modele, deci nu am considerat neapărat necesar, cu modele din pudră acrilică pe unghie.
și voi arăta la final cum arată manicura mea după ce am terminat întreținerea. O să vă arăt cum se aplică uja în două straturi, cum arată aceasta, cum arată după ce s-a polimerizat și cum arată după ce am aplicat finish-ul. Singurul lucru pe care nu vi-l arăt este modelul de pe unghie, este o fetiță, dar nu v-am mai arătat pentru că nu tuturor le este la îndemână să realizeze modele din pudră acrilică și eu deja am realizat astfel de modele în alte tutoriale de ale mele, așa că dacă doriți puteți să folosiți acele tutoriale ca exemplu pentru a realiza modele la voi pe unghie. Bun. Ce mai este de spus despre această manicură? Faptul că eu realizez astăzi construcție pe unghiile mele mari deja, adică este o reconstrucție. Voi dacă aveți unghiuțele mici, veți pune la fel șablon, dar nu veți mai avea acea unghie pe dedesubt, adică va fi doar construcția, da? Deci veți avea unghia scurtă, veți aplica șablonul și veți realiza extensia. Se poate face extensie și pe unghia naturală, se poate face extensie și peste un alt gel ca întreținere, da? Deci dacă voi aveți unghiile mici de fel și aveți gel pe ele și vreți să realizați întreținere, faceți la fel ca mine, eliminați gelul, o parte din el, da? Mai lăsați o bază subțire, iar apoi veniți cu soluțiile pregătitoare și veniți cu Revogelul de la Cupio. Vă garantez că vă rezistă pe unghie și nu aveți nicio problemă, puteți să realizați foarte, foarte bine extensia de unghie. Bun, până voi termina eu toate unghiuțele, vă voi arăta mai întâi cum ridicăm cuticula și cum tăiem, ca să fim înțelese de la început despre ce vorbim și apoi voi reveni și vă voi arăta și la cealaltă mână. Cred, dacă nu, vă voi arăta și la mâna asta și apoi facem ridicarea. Bun, revenim mai bine după ce am dat tot gelul jos. Și nu v-am mai arătat și la cealaltă mână pentru că ar fi durat o veșnicie. Am mai tăiat din videoul nostru pentru că deja ați înțeles ideea și ați înțeles cum se folosește bitul. Folosesc bitul subțire despre care v-am vorbit și ridic cuticula. Vă arăt la mâna aceasta fiindcă tot încerc să vedeți cât mai bine, să înțelegeți ce fac, să fie cât de cât vizibil. Îmi pare rău că nu am încă o aparatură care să filmeze profesional și să vă arăt foarte, foarte clar cum anume se face întreținerea așa profi, ca să zic, dar în curând sper să ajung la acel nivel și sper să vă arăt cum anume se face așa ca alte persoane de pe YouTube, să se vadă clar, să se vadă concis, cum folosesc produsele, cum arată, dar pe cât pot eu mă străduiesc și vă arăt exact cum realizez eu manicura acasă. O să vedeți că există o diferență între persoanele care își pun unghii cu gel la salon și persoanele care își pun unghii cu gel acasă, pentru că să-ți faci singură nu este tot una ca atunci când îți face cineva. Și este greu să arăți în fața camerei cum îți faci tu singură manicura. Ce vă mai pot eu spune legat de acest aspect este faptul că întotdeauna acasă veți întâmpina alte probleme față de la salon. Adică să lucrezi cu dreapta la stânga și cu stânga la dreapta nu e tot una ca atunci când îți faci la salon. Să stai cuticulele este mult mai greu față de să tai cuiva cuticulele. Să curezi bine zona va dura mult mai mult decât durează să faci altcuiva. Deci dacă, să zicem, unei persoane ei face unghiile într-o oră jumătate, două, la tine va dura 3 ore, 3 ore jumătate. Să iei în calcul acest aspect și să nu te aștepți să fie prea rapidă întreținerea ta, pentru că nu are cum, pentru că va fi foarte greu de lucrat, pentru că na, și atunci când îți faci manicura, ai văzut, este destul de greu să ți le faci singură față de atunci când ți le face cineva sau când faci tu cuiva. Asta este natura noastră, așa suntem făcute și să te aștepți să dureze ceva întreținerea pe tine însăți, da?
Bun, după ce vom tăia, eu v-am spus de această forfecuță. Forfecuța este de la Munli, este profesională. După ce o vei folosi, o să-ți dai seama cât de benefică este. O să-ți facă cuticula exact ca la salon. Are avantajele ei și anume că nu te poți înțepa cu ea. Este și la reducere, acum este 70 de lei, a fost 80 de lei. Este o forfecuță profesională de cuticule Pro 10 și este ideală pentru îndepărtarea cuticulelor, are o precizie foarte, foarte bună, poți să ajungi în zonele în care cu forfecuța ascuțită nu vei putea ajunge. O să vezi dacă vei folosi o forfecuță ascuțită, că te înțepi foarte repede și pe lângă partea de jos a cuticulei nu ajungi. Este foarte ușor de manevrat, tot ce trebuie să faci este să apeși pe acel mâner, deci nu e nimic greu, așa am crezut și eu când am văzut-o, că mamă, dar cum o să mă descurc eu cu ea? Dar nu e, este foarte ușor de manevrat și rezistă în timp, este foarte fiabilă, rezistă în timp, este foarte, foarte practică. Sigur, acum depinde de fiecare ce forfecuță vrea să folosească, dar eu spun că pentru o începătoare mai ales, această forfecuță te ajută să nu te înțepi, să nu te rănești, pentru că celelalte ascuțite este foarte, foarte ușor să te înțepi cu ele. Sigur, eu am lucrat și cu ele, dar nu obțineam rezultatul pe care îl obțin cu această forfecuță, pentru că nu puteam să ajung, uite, în zonele unde sunt acum. Da? Deci pe lângă unghie pe acolo, eu nu puteam să ajung cu forfecuța aceea și rămânea pielea moartă așa, ceea ce nu este de dorit, pentru că vrem să avem manicura impecabilă și e bine să înlăturăm și pielea moartă de lângă unghie. Dacă este nevoie și considerăm necesar și vedem pielița albă, înlăturăm din nou și cu capătul de freză praful, excesul de praf sau foița albă, ce ne-a mai rămas, particule în zona cuticulei. Întotdeauna curățăm foarte bine zona cuticulei pentru că este cea mai importantă și este primul pas al întreținerii noastre către succes, după cum am spus în toate tutorialele mele. Dacă nu curățăm bine cuticula și nu ajungem la un rezultat optim, atunci putem să riscăm să dăm greș și să ne cadă gelul sau să ne ia aer. Așa că cea mai importantă etapă și cel mai lung timp trebuie să-l acordăm cuticulei. Curățăm bine cuticula, îndepărtăm excesul de praf și nu vom avea probleme cu gelul. Bun, după ce vom face acest lucru pentru toate unghiuțele, vom folosi o perie, vom deprăfui și ne vom apuca de unghiuțele noastre. Bun. Dacă avem zone în care n-am putut să intrăm cu forfecuța, putem folosi forfecuța cu vârful subțire și astfel să pătrundem în zonele greu accesibile și să îndepărtăm foița albă. Foarte important să îndepărtăm foița pentru că atunci când aplicăm gelul, dacă avem o singură foiță, gelul se va lipi de ea și pe acolo putem lua aer. Nu vrem să riscăm asta, vrem să avem o manicură impecabilă și care să reziste în timp până la 4-6 săptămâni. Astfel că vom curăța foarte bine zona cuticulei. Ce să vă mai spun eu vouă? După ce vom face acești pași și după ce vom curăța bine, bine de tot cuticula, voi, dacă aveți, nu știu, o formă anume la unghii și nu o doriți să rămână așa, puteți să o piliți. Deci puteți să piliți scurt sau mai lung sau cum vreți voi, puteți să piliți unghiile acum este momentul înainte de a aplica șablonul. Apoi vom aplica șablonul și vom realiza construcția noastră. Cam așa ar trebui să arate cuticula voastră. Vă voi arăta și la final după ce le voi realiza pe toate, după ce voi face pentru fiecare, dar mai înainte de toate vă voi arăta pe încă una. Încă o unghiuță, vă voi arăta cum anume pilesc și cum folosesc forfecuța ca să fim înțelese, să nu existe dubii, poate nu ați văzut bine în primul video cu prima unghiuță, să vedem și în cel de-al doilea
și apoi voi reveni cu toate unghiuțele făcute deja, pentru că n-are rost să stăm, să stăm foarte mult pe o singură unghiuță. Oricum nu aș putea să vă fac întreținere de la cap la coadă, pentru că ar dura 3 ore și vă dați seama că nu stă nimeni să asculte 3 ore. Astfel că facem pentru o unghie 2 și după aceea revenim cu finalul de fiecare dată. După cum am spus, forfecuța arată așa și noi o vom folosi cu partea de jos. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe acel cerc. Și o vom folosi tăind foarte, foarte simplu, are o precizie foarte, foarte bună și nu ai cum să te tai, nu are cum să te rănesc. Uitați cât de bine, cât de bine prinde, voi nu trebuie neapărat să trageți, dar eu am făcut așa ca să îmi fie mai ușor, pentru că în fața camerei este o poziție diferită. După cum am spus, ajunge în zone în care cu alte produse nu ați putea ajunge și puteți îndepărtați și pielea moartă de lângă zona cuticulei și zona unghiilor din partea de jos. O să vedeți la final ce frumos arată cuticulele după ce le curățăm și de asemenea ce frumos arată unghiile curățate și îngrijite la final. Bun. Ca noutăți, la cei de la Munli, să nu uitați de reducerea de 20% introducând codul Georgiana. La firma Munli vom desfășura împreună, adică împreună cu mine, vor desfășura o campanie în care vom scoate 10 culori cu numele meu, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare și abia aștept. Eu v-am mai spus despre această campanie, eu aștept nerăbdătoare, abia, deci nu mai am răbdare, abia aștept să iasă. O să vă propun 10 culori, iar voi, dragile mele, urmăritoare, veți alege 5 care vor ieși efectiv pe piață. Le veți găsi pe site-ul lor cu numele meu și acele culori cele mai votate vor fi în ediție limitată o perioadă de timp pe site-ul lor spre vânzare. Eu sper să fiți alături de mine, sper să le votați, sper să votați ce vă place vouă și de ce nu să iasă măcar o culoare din cele votate de voi, fiecare în parte, ceea ce nu știu, e imposibil, dar măcar sper să avem aceleași gusturi toate și să ne bucurăm împreună de această nouă gamă. Tot ce trebuie să faceți este să urmăriți tutorialul, să intrați pe link și să votați 5 culori care v-au plăcut cel mai mult și astfel cele mai votate vor ieși în ediție limitată. Eu abia aștept, sunt foarte, foarte nerăbdătoare pentru că sunt culori potrivite pentru această perioadă, sunt culori cu sclipici, cu glitter, sunt culori chetai 5D și sunt foarte încântată să văd care este părerea voastră, ce produse vă doriți, ce produse ați vrea să apară pe piață. Sunt foarte interesată să aflu părerea voastră, să aflu ce anume, ce așteptări aveți voi de la ojele semipermanente, ce nuanțe vă doriți cel mai tare pentru perioada care urmează. Bun, după ce am curățat cuticulele, uitați cam așa trebuie să arate. Aici o să vă arăt cum arată toate după ce le-am curățat. Eu zic că arată destul de bine, deci să nu uitați cu partea aceasta veți face. Și cu forfecuța aceasta pe care eu o am, foarte, foarte subțire, pătrundeți în zonele unde nu aveți acces. Cu acestea două veți ajunge la rezultatul pe care eu vi-l arăt acum. Da? Deci cuticule foarte, foarte bine curățate, marginile foarte, foarte bine la fel curățate și astfel vom avea unghiuțe perfecte. Bun, după ce vom face acest lucru și după ce vom avea cuticule impecabile și curățate, vom aplica soluțiile pregătitoare care sunt, cum să vă spun, obligatorii. Nu la alegere, adică nu este opțional, este obligatoriu să avem soluțiile pregătitoare. Și vom folosi nail prep,
pe care eu îl am de la Diamond Nails, voi puteți să folosiți orice nail prep și primer 3-in-1 cu acid, ambele de la Diamond Nails. Acestea se usucă la aer, nail prep aplicăm pe toată unghia, primer 3-in-1 cu acid doar în zona unde este unghie naturală. Fiindcă eu vreau să fac reconstrucție, voi aplica tot pe întreaga unghie pentru că vreau ca gelul să-mi reziste pe unghie. Dar voi, dacă faceți întreținere, aplicați doar în zona unde este unghie naturală. Bun. De ce folosesc primer 3-in-1 cu acid? Pentru că am unghia subțire și pentru că am folosit o perioadă îndelungată gelul și atunci unghia mea necesită produse mai diferite, să zicem, de o unghie normală, pentru că altfel gelul nu mi-a rezistat pe unghie. Dar dacă sunteți persoane care aveți unghii normale, care n-ați avut gel pe unghie sau care ați avut o semi-permanentă și care aveți unghia puțin mai groasă și sănătoasă, folosiți Ultra Bond. Nu trebuie să folosiți primer cu acid. Deci este tot un primer, doar că este fără acid sau un primer fără acid. Îl mai găsiți și sub denumirea de Ultra Bond sau Bond. Da? Deci ca să știți despre ce produse vorbim. Deci ambele se usucă la aer și apoi vom realiza extensia noastră. Extensia o vom realiza cu șablon. Șablonul, de asemenea, vă voi spune cum să-l așezați, care este secretul, pentru că o perioadă îndelungată nici eu nu am folosit șablon, pentru că nu știam și mi-era teamă, dar apoi am prins curaj și m-am documentat foarte bine și am aflat și am încercat pe propria piele prima dată, apoi pe cliente și am prins secretul, astfel că vă pot spune și vouă care este secretul. După ce aplicăm acest primer 3-in-1, așteptăm să se usuce un minut și apoi vom începe construcția noastră. Voi realiza, după cum am spus, cu Revogel această construcție și cu pensula de la Cupio numărul 4. Ambele sunt de la Cupio, și Revogelul și pensula. Voi puteți să folosiți, să folosiți orice tip de pensulă, dar care are capătul rotund. Vom folosi pentru întinderea gelului cleaner. Acesta poate să fie de la orice firmă, important este să fie cleaner. Asta pentru a forma unghia noastră cu Revogel. Să vă spun diferențele, după cum v-am promis, între Revogel și Polygel. Ei bine, Revogelul este o combinație între gel și acril. Dar haideți, dacă tot vă arăt șablonul, să vă spun de șablon și revin după aceea la gel. De ce se pune bulinuța aceea acolo, de la șablon? Nu se pune la întâmplare, să știți, pentru că altfel, o să vedeți în următoarele minute, în tutorialul meu, fiindcă n-am mai pus bulinuța, atunci când veți prinde cele două capete ale șablonului, se va prinde prea tare și astfel se va face un stiletto prea ascuțit și nu vă mai ajută să formați unghia voastră, extensia voastră, pentru că se face prea ascuțit și voi, de exemplu, dacă vreți migdală, nu veți mai avea unde, nu veți mai avea material. Bun, să vorbim despre cum decupăm șablonul. Șablonul acesta rotund îl decupăm după forma unghiei noastre, dar nu unghia în sine, ci de desubtul unghiei noastre, unde vine șablonul, adică buricul degetului, cum s-ar spune, buricul degetului nostru trebuie să vină exact în șablon. După ce am format buricul degetului nostru, introducem degetul, iar în părțile laterale vom tăia șablonul în parte în diagonală, ca să zicem așa, cu forfecuța. Vedeți cum am lipit eu cele două capete? Dacă n-am fi avut bulinuța în capăt, acesta s-ar fi lipit prea mult și ar fi devenit prea ascuțit și ar fi deformat șablonul nostru. De ce tăiem în părțile laterale șablonul și de ce întotdeauna vedeți în părțile laterale tăiat șablonul? Pentru că altfel șablonul s-ar trage și nu v-ar lăsa să formați extensia. Deci ce înseamnă oblic? Înseamnă așa, pe diagonală. Vedeți? Tăiați așa, formați și apoi băgați dedesubt șablonul. Astfel veți avea un șablon bine executat. Deci tot ce trebuie să faceți este să tăiați pe rotund, unde vedeți acele rotunduri, forma unghiei voastre pe dedesubt.
Apoi, în marginile laterale, să tăiați așa cum am tăiat eu oblic, pentru ca șablonul să se așeze foarte bine, pentru ca gelul să se așeze foarte bine și vouă să nu vi se tragă șablonul și în stânga și în dreapta. Este neapărat să faceți acești pași. Apoi, după ce ați așezat șablonul, luați puțin RevoGel, cât considerați voi că este necesar și puneți direct pe unghie. Nu trebuie să puneți bază, nu trebuie să puneți nimic. După ce puneți pe unghie, îmbibați pensula în cleaner și formați unghia. Tot ce trebuie să faceți este să tapotați. Deci nu trebuie să faceți nimic altceva. El va deveni puțin mai lichid atunci când veți veni cu cleaner și tot ce trebuie să faceți este să tapotați și să împingeți spre exterior. Noi acum vom forma extensia unghiei noastre și apoi vom reveni după ce dăm șablonul jos cu apex. Vom realiza din nou apex. Dacă voi aveți unghii mai micuțe și nu doriți o extensie atât de mare, puteți să realizați din prima și extensia și apex-ul. Eu, fiindcă am avut unghiile micuțe și nu am avut apex la ele, a trebuit să fac întâi extensia și apoi să revin să realizez apex-ul. Ce este foarte important, în funcție de forma pe care doriți voi să o faceți, există șabloane pentru unghii pătrate, șabloane pentru migdală, șabloane pentru stiletto. De ce acest lucru? Pentru că vă ajută pe voi mai mult atunci când vreți să realizați o formă anume, da? Pentru că astfel vă este mult mai ușor vouă să realizați, de exemplu, forma stiletto, da? Să iasă toate unghiile la fel. Și vă ghidați după linii. Vă ghidați după linii cât de lungi doriți să faceți unghiile și cât de late, ca să zicem așa. Da? Late e ușor să vă dați seama în funcție de patul unghial, dar de lungi este bine să vă orientați astfel încât toate unghiuțele să aibă aceeași lungime, să nu vă chinuiți cum am făcut eu, bineînțeles, și am făcut o unghie mai lungă, una mai subțire, pentru că nu am ținut cont de la început ce lungime am și bineînțeles că am făcut unele mai mici, unele mai mari și a trebuit din pilă să le finisez. Voi țineți cont ce lungime aveți. Și după ce păstrați această lungime în cap, reveniți la toate unghiile cu această lungime. Bun, cam așa va arăta după ce polimerizați și eu, după cum am spus, o să mai revin să creez apexul. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți ceva, nu știu, ce aveți voi la îndemână, cu care să bateți în acest RevoGel și dacă sună gol, înseamnă că este uscat, polimerizat. Nu degresăm și revenim cu încă o cantitate pentru a realiza apexul. V-am spus, este la alegere, depinde cum vă descurcați voi. Eu am făcut lucrul acesta pentru că unghiile mele nu aveau apex și așa am vrut eu. Așa cere patul meu unghial, dar la voi depinde cum aveți forma unghiei, pentru că nu toate unghiile au nevoie de apex. Bun. Vom face apex cu acest gel, vom polimeriza din nou și vom reveni să pilim unghia. V-am spus că vă voi spune diferențele între Polygel și RevoGel. RevoGelul este cel pe care îl folosesc eu acum. Este o cantitate, zic eu, egală de gel și acril. Nu știu câte dintre voi știți de unghii din porțelan, unghii din acril. Și avem unghii din acril, din porțelan jumătate, cum se realizează acestea și din gelul normal. Se îmbină aceste două calități și rezultă RevoGel. Astfel că diferențe dintre acestea și gelurile normale este că obții această cum să zic eu, rezistență la șoc. Rezistență la șocul mecanic, adică nu se sparge indiferent de ce ai face acest gel. Este foarte practic, îți rezistă foarte bine pe unghie, nu s-a întâmplat să se dezlipească de pe unghie și îndeplinește funcțiile pe care le îndeplinește acrilul. Astfel că ai acest beneficiu fără a avea mirosul de monomer, pentru că după cum știți, monomerul are un miros neplăcut și pudra acrilică este puțin mai greoi de lucrat și combina aceste calități pe care ai putea să le ai combinate cu gel într-un RevoGel. Tot aceleași calități și aceleași proprietăți și aceleași metode și tot ce vrei le are și Polygelul, dar diferența dintre RevoGel și Polygel este tehnica de aplicare. Dacă la RevoGel aplicăm ca la gel,
doar că tapotăm cu din ăsta cu nu mai îmi vine acum cu cleaner, așa, cu cleaner. Dacă cu acestea vom lucra cu cleaner, la cele de poligel vom lucra cu tipsuri, dar ce fel de tipsuri? Nu tipsuri din acelea pe care le aplici la baza unghii, ci tipsuri pe care le aplici de sus, de la cuticulă. Deci tipsuri cu totul. Tipsurile cu totul le vei aplica pe unghie, dar înainte de a polimeriza. Și cum se procedează la poligel? Se ia cantitate de poligel. Deci pe unghia ta naturală nu se aplică decât soluții pregătitoare. Pe un tips pe care tu l-ai probat deja pe unghia ta să vină fix, vei aplica poligel, care poligelul este la consistență la fel ca gel. Vei aplica cu o pensulă poligel și vei trage în partea de jos până unde dorești tu să fie extensia făcută. Adică ca și cum tu îți creezi unghia falsă de desubtul tipsului. După ce ai creat această extensie, o vei pune peste unghia ta înainte să polimerizezi. Deci așa lichidă cum este ea, că nu va curge, este mai tare decât gelul puțin. Da? O pui pe unghia ta și polimerizezi în lampă. După ce ai polimerizat, scoți din lampă și dai la o parte să ia de la sine tipsul. Se dă la o parte tipsul și va rămâne gelul pe unghia ta cu extensia deja făcută. Asta înseamnă poligel. Revogelul este cum îl am eu, adică îl pui pe unghie, îl modelezi cu pensula, cu cleaner și apoi îl finisezi cu cleaner, la fel pentru a se stabiliza gelul, da? Și pentru a-l degresa totodată, pentru a înlătura stratul de dispersie. Și asta este diferența între poligel și revogel. Ele sunt la fel, doar că tehnica de aplicare este diferită. Acum nu știu, eu nu am încercat poligelul, nu vă garantez, nu știu ce să vă spun despre el, nu vă garantez că vă iese, pentru că are și el probabil secretele lui. Când o să aflu și o să am curajul să încerc, o să vă spun. Dar legat de revogel, eu vă spun că este foarte, foarte bun, foarte la îndemână, foarte practic, mai ales pentru o începătoare, faptul că nu curge este super. Deci vi s-ar potrivi foarte, foarte bine. Bun, vom pili pilitul la fel, din partea stângă în partea dreaptă, înspre partea dreaptă. Întotdeauna nu facem mișcări în toate direcțiile. Când formăm unghia, întotdeauna facem dinspre partea de jos și înspre partea de sus. Nu de sus dăm forma, ci de jos. Mă refer la formă migdală, formă stiletto. Întotdeauna facem din partea de jos, nu dinspre partea de sus, pentru că nu vrem unghii încovoiate. Legat de pilit, eu v-am mai făcut un tutorial cum să piliți corect unghia și v-am exemplificat și acolo cum puteți să piliți. Vom deprăfui cu o perie pămătuf sau cu o perie normală și vă voi arăta cum arată unghiuțele după aceea. Oricum le voi pili pe toate alături de voi și apoi voi reveni să aplicăm împreună culoarea. Culoarea mea este de la Diamond Nails, este o culoare foarte frumoasă, cu sclipici în ea, cu glitter, este o culoare roz pal și o voi aplica alături de voi în două straturi și o voi finisa cu un finish fără degresare, tot de la Diamond Nails. Bun. Vom folosi un buffer după ce vom pili unghiile neapărat, pentru că bufferul ajută la nivelarea gelului la dârele lăsate de pilă. Întotdeauna folosim un buffer înainte de a folosi culoarea. Voi, dacă aveți întrebări, dacă v-a rămas neclar ceva, nu uitați să-mi scrieți, nu uitați să mă întrebați, pentru că întotdeauna poate, nu știu, omit lucruri sau trec peste, pentru că vreau să vă spun cât mai multe și uit ideea. Este greu să, nu știu, să spui toate punctele într-un singur tutorial, să le atingi pe toate, pentru că timpul este limitat, poate nu-ți vin în cap atunci, poate, nu știu. Este important să mă întrebați, orice nedumerire aveți, să mă întrebați și eu vă voi răspunde cu siguranță imediat ce voi putea. Bun. Cam așa arată unghiuța. Vom
uitați, am creat un mic Apex. Voi reveni și voi mai pili în partea de dedesubt, pentru că mie încă nu-mi place cum este. Voi reveni și pili cu o freză, cu un capăt de freză, o să vă arăt imediat cum. Și apoi vă mai spune și anumite detalii. Uitați cum arată unghiile mele după ce le-am format pe toate, cu șablon, bineînțeles că nu o să poți niciodată să-ți formezi tu acasă singură unghiile, cum fac profesionistele la salon, pentru că este greu să ți le faci tu singură, nu ai ce să spui. Când o să fac întreținere pe o clientă, o să vă arăt exact cât de frumos arată la ea unghiuțele formate pe șablon, că zici aproape că sunt pilite deja, nu mai necesită pilire, și cât de urât arată ale mele, pentru că nu o să poți niciodată să ți le faci tu singură, corect și frumos și tot ce vrei. Nu ai cum, pentru că na, știți cum este, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, nu e tot una ca și cum faci pe cineva. Voi pili toate unghiile alături de voi, vă voi arăta cum anume arată la final și apoi vom aplica împreună culoarea. Nu mai am ce să vă spun la acest capitol, voi știți deja din partea stângă în partea dreaptă, după cum v-am spus. Pe dedesubt o să vedeți, o să folosesc capătul de freză, nu știu exact cum se numește, mi se pare semilună sau nu știu exact, dar o să vi-l arăt în imagine care este. O să-l folosiți pentru a îndepărta gelul de dedesubtul unghiei, pentru că atunci când creezi unghii false, se poate ca gelul să îți curgă pe margine dedesubt și noi vrem să creăm unghii frumoase și naturale și atunci vom crea forma naturală a unghiei, chiar și pe dedesubt, nu doar deasupra, și atunci vom veni cu acest capăt de freză și vom rezolva și această problemă. Bun. Aici mă refer la unghiile de formă stiletto sau de formă migdală. Pentru unghiile pătrate veți folosi un alt tip de capăt. Depinde cât de lungi sunt. Dacă sunt scurticele, folosiți capătul acela lunguieț, dar dacă sunt lungi, puteți să folosiți tot acest capăt de freză. Pentru că pe noi ne interesează să avem forma naturală a unghii și pe dedesubt. Bun. Uitați cum fac eu, nu știu cât se vede, în partea asta nu se vede, dar am încercat să vă arăt. Deci să formăm acea bombătură pe dedesubt a unghii naturale. Întotdeauna nu lăsăm gelul pe dedesubt, niciodată, și facem ca unghia să arate cât mai și cât mai natural. După ce vom face asta la toate unghiuțele, vă voi arăta finalul și vă voi mai arăta la unghia cealaltă două extensii. Și două extensii și cum arată ele pe șablon, pentru că poate acolo o să vedeți mai bine, fiind pe partea cealaltă, poate vedeți mai bine, mai clar cum am format extensia, cum a rezultat, tot ca să înțelegeți, pentru că eu vreau mult de tot să înțelegeți și să fie practic videoul meu, să nu fie doar ca să fie, să vă ajute. Îmi pare rău că nu sunt profi, dar ideea e mai bine să începeți voi ceea ce trebuie să faceți la voi acasă decât să fac eu un video profi care nu vă ajută. Video profi găsiți pe tot internetul, nu este nicio problemă. Ideea este ca voi să înțelegeți cum să vă faceți unghiile acasă și să aflați lucruri pe care poate unele dintre voi nu puteți să le aflați decât la cursuri și nu toată lumea se duce la cursuri. Și atunci este bine să vă spun tot ce știu eu. Pentru că și mie, dacă mi-ar fi spus cineva, ar fi fost super. Dar, din păcate, n-a avut cine să-mi spună și a trebuit să învăț eu singurică. Bun. Uitați, cam așa arată unghiuța după ce am pilit-o. Dar mai revin, o să mai revin asupra lor. Nu prea focalizează telefonul meu cine știe ce. O să vin și o să vă mai arăt la final cum anume se văd unghiuțele. Și o să vă arăt și cum arată ele cu culoare. Eu vă las să mă urmăriți în continuare cum pilesc, pentru că n-are rost, nu mai am ce să vă mai spun, n-are rost să vă mai țin ocupate, vă las să vă urmăriți.
să mă urmăriți cu atenție și voi mai reveni după ce voi pili toate unghiuțele. Nu uitați întotdeauna să piliți dinspre partea de jos în sus și dinspre partea stângă spre dreapta. În rest, v-am spus de ce produse trebuie să folosiți, v-am spus de Revogel și diferența dintre Revogel și Polygel, v-am spus cum să atașați șablonul. Nu este greu, trebuie doar să încercați o singură dată, deci partea rotundă buricul degetului și împărți întotdeauna la colțul unghii. Deci la colțul unghiilor punem întotdeauna forfecuța și tem oblic ca șablonul să se fixeze foarte, foarte bine. Nu uitați de bulinuță să o puneți pentru că are rolul ei acolo și asta este tot. Folosiți șabloane pentru stiletto, șabloane pentru drept, șabloane pentru migdală pentru că vă este mult mai simplu să formați extensia. Bun, vă las să urmăriți și ne vedem după ce vom pili toate unghiuțele.
fiindcă sunt aproape de final cu unghiuțele mele, am revenit pentru a vă arăta cum arată la final, cum se văd ele, care este forma, care a rezultat. Uitați cum folosesc eu freza și capătul de freză pentru a da formă naturală unghiilor. Deja v-am arătat la fiecare unghiuță în parte cum am făcut și o să vedeți că la final arată foarte, foarte bine. Pentru voi, consider că acest gel este cel mai potrivit, cel mai practic, pentru că este ușor de manevrat și ușor de folosit. Acum rămâne la alegerea voastră ce anume produse vreți să folosiți. Uitați cum arată unghiuțele mele la final, după ce le-am pilit. Am lăsat un pic pe arătătorul mai mare pentru că vreau să realizez un model. O să folosesc pudra acrilică pentru model. O să folosesc numărul 102 de la Diamond Nails, ojă semipermanentă pentru unghiuțele mele și finish fără degresare, tot de la Diamond Nails. O să aplic în două straturi oja noastră pentru că o vreau puțin cu mai mulți clipici. Ea putea fi aplicată și într-un singur strat, dar eu vreau puțin mai mulți clipici pe unghiile mele și atunci am aplicat-o în două straturi. În concordanță cu acest gel a picat foarte bine pentru că gelul este salmon, un rozuliu deschis și rozul acesta cu sclipici a picat foarte, foarte bine și a ieșit un rezultat foarte plăcut mie. Am aplicat, după cum am spus, în două straturi, am polimerizat și am finisat cu un finish mat, nu mat, un finish fără degresare. După cum știți, există și finish cu luciu cu degresare, dar al meu este fără degresare, adică nu necesită cleaner. După ce am făcut acest lucru pentru toate unghiuțele, am realizat un model, după cum am spus, pe unghiuțe cu pudra acrilică. Pudra acrilică puteți să luați fie de la Diamond Nails, fie de la Buff. Eu am realizat cu pudra acrilică deja colorată, adică color, nu am mai realizat cu albă sau roz și am pictat-o, ci pur și simplu am pus-o color și am desenat o fetiță. Voi puteți să desenați ceva, puteți să nu desenați nimic, este la alegerea voastră, eu așa mi-a venit atunci și la îndemână și așa am făcut, dar pentru voi este opțional. Uitați cât de frumoasă este culoarea, cât de frumos se vede, mie mi-a plăcut foarte, foarte tare, abia așteptam să o încerc. Și mi-am dorit mult să vină momentul când să-mi fac întreținerea și fiindcă n-am avut răbdare să-mi crească unghiile, bineînțeles, mi-am făcut reconstrucție, astfel încât să pot să folosesc culoarea care mie îmi place și la dimensiunea unghiilor pe care eu le vroiam. Bun, după ce vom face și vom polimeriza toate unghiuțele noastre, după cum am spus, vom finisa cu finish fără degresare. Cam așa o să arate și o să aplicăm finish într-un strat subțire, da? Nu trebuie să aplicăm un strat gros. Cam așa o să arate și unghiuțele voastre, foarte frumos, nu-i așa? Uitați cât de bine arată cuticula, cât de frumos și îngrijit arată și se vede că este bine lucrată, da? Vom aplica finish și apoi vom polimeriza din nou pentru un minut jumătate lampă LED, lampă UV 2 minute jumătate, ca să fim siguri că s-a polimerizat. După ce polimerizăm finish-ul, întotdeauna așteptăm câteva minute, mai ales dacă este unul cu degresare, așteptăm câteva minute până să-l degresăm. Bun, aceasta este păpușica pe care eu am desenat-o. Încă o dată vreau să vă mai arăt la mâna aceasta cum anume realizăm extensia. După cum vedeți, eu n-am mai pus bulinuța la vârf și după cum vedeți s-a făcut prea strâns la vârf, astfel că mi-a fost mult mai greu să realizez extensia pentru că aș fi avut nevoie să fie puțin mai lărguță. Deci voi întotdeauna să puneți bulinuța în capăt pentru că vă va ajuta, o să vă ajute. Extensia o realizăm la fel ca până acum, tot cu cleaner, tot cu Revogel.
asemenea ca la mâna cealaltă, o să realizăm extensia și o să pilim la fel ca unghia cealaltă. Bineînțeles că aici nu mai insist cu aceleași lucruri ca la mâna cealaltă. Voi deja ați văzut despre ce este vorba. Am vrut doar partea cu șablonul să o mai recapitulez, pentru că poate nu ați înțeles. Să vă arăt cum se aplică revogelul pe unghie, cum arată și cum arată după ce scoți șablonul. Nu uitați să faceți și apex dacă aveți unghii care necesită apex. După cum vedeți, este mult mai greu la mâna aceasta. Deci o să vedeți că durează puțin mai mult față de atunci când vă puneți unghiile la salon sau puneți voi cuiva. Deci să vă așteptați că durează undeva la 3 ore, chiar 4 ore dacă sunteți începătoare și faceți întreținere. De obicei durează mai puțin atunci când faci construcție pe unghia naturală. Dacă faci reconstrucție, durează mai mult pentru că trebuie să dai și gelul jos, trebuie să o iei de la capăt cu construcția și durează. Dar dacă faci construcție pe unghia naturală, n-ar trebui să dureze chiar atât de mult. După ce polimerizăm, scoatem șablonul. De preferat ar fi să nu refolosim șabloanele pentru că nu toate unghiuțele au același tipar de unghie și atunci decât să dăm greș cu unghiile noastre false, mai bine vom face corect. De asemenea, dacă vi se pare că, nu știu, consumați prea mult produs și nu doriți să faceți etapele astea pentru Apex, vă sfătuiesc să vă achiziționați un clește pentru curba C și să puneți cleștele imediat după ce ați scos din lampă, să puneți cleștele pe unghie, astfel încât se formează curba C, adică Apexul, de la sine, fără să mai introduceți în lampă, să mai adăugați un alt strat și să introduceți în lampă pentru a forma Apex. Deci sunt metode diferite, nu înseamnă că nu este corect sau eu n-aș fi putut să fac așa, dar nu am avut un clește din acela și atunci a trebuit să fac așa. Dar vă mai este mai la îndemână să folosiți acel clește. Eu vă sfătuiesc să vi-l achiziționați, clește pentru curba C, așa se numește, și să-l puneți imediat după ce scoateți revogelul din lampă, pentru că este încă cald și astfel se formează și apexul vostru. Bun. Sper că ați înțeles cât de cât, sper că v-a fost de folos acest tutorial, că nu am vorbit degeaba și că vă plac unghiuțele cum au ieșit, că a meritat efortul și de ce nu să încercați și voi acasă. Mai facem pe un singur degețel același lucru. Și apoi voi reveni să vă arăt cum am finisat unghiile de tot, pentru că nu mai are rost să vă arăt și pentru cealaltă mână de la capăt.
În sfârșit am ajuns la final, am rezolvat toate unghiuțele, le-am pilit, le-am adăugat ojă la toată această lucrare a lor și apoi, după oja semi-permanentă de la BAF, am sigilat cu finish fără degresare de la Diamond Nails. Scuzați-mă, de la BAF, de la Diamond Nails. Vom finisa totul cu ulei de cuticule, tot de la Diamond Nails, și aceasta este manicura noastră. Sper să vă placă cum a ieșit, sper să fiți încântate și de culoare și de întreținerea în sine. Sper să-mi scrieți, să nu ezitați să mă întrebați dacă aveți vreo întrebare, vreo nedumerire, să-mi scrieți și să, nu știu, să-mi spuneți părerile voastre. Pentru mine contează întotdeauna. Dacă aveți obiecții, să-mi scrieți. Dacă sunteți manicuriste și aveți obiecții și puteți să mă ajutați, cu siguranță aștept părerile voastre. Și cele care nu sunteți abonate, nu uitați să vă abonați. Vă pupăcesc, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!